Suntem aici pentru că oriunde am fi, România este acasă. Familia Popescu sărbătorește an de an Ziua Națională. Deși în acest an nu mai primesc oaspeți ca în anii precedenți, cei doi nu au uitat de spiritul național. Sunt un admirator al drapelului românesc, motiv pentru care drapelul meu, dacă observați, are și stemă, are și coroana regală pe capul acvilei, cum este drapelul românesc adevărat. Cei doi soți sunt mândri că sunt români, chiar dacă au umblat prin toată lumea, nicăieri nu-i ca acasă, spun ei. Iar Ziua Națională merită sărbătorită și în vreme de pandemie. Intenționăm să chemăm niște prieteni pe la noi, să vedem dacă vor dori să vină, având în vedere pandemia. Nu ne vom strânge peste 6, așa, vom păstra măsurile. Însă față de anii precedenți, steagurile arborate la ferestre s-au împuținat. Domnul Popescu le transmite românilor să nu uite cine sunt și să se mândrească cu originea lor. În zona noastră aici era un drapel la etajul 2 vis-a-vis. Este doamna de la etajul 1, căreia i-am dat anul trecut drapelul și îl mai are. Iar în rest, nu prea. Și alți oameni au observat că sărbătoarea națională nu mai este ca în anii precedenți. Mai puțin. Cu steagurile. Ați văzut anul acesta steaguri agățate la geamuri? Nu. Dar în alți ani erau? Da. Ziua Națională a României este sărbătorită la 1 decembrie, începând cu 1990, și marchează un moment important din istoria românilor, când în 1910, Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea Transilvaniei cu România. Pe 1 decembrie este sărbătorită Unirea cea Mare. Românii își pun steaguri în geam și în fața instituțiilor publice pentru a sărbători momentul. La mulți ani România, la mulți ani dragi români!